Grupul Viperele Vesele a făcut o postare în ceea ce îl privește pe Mihai, de fapt pe Mihai și pe Hatige spunând că s-au despărțit și că vot Mihai și Aleș ceva de genul, era tot cu trimitere la ce s-a speculat atunci în timpul sezonului lor. Iar Mihai a văzut acea postare și a făcut un video în care a cam denigrat acest grup ce tot divulgă informații periodic. Nu pot să reproduc ceea ce a spus el, dar nu a vrut să vorbească despre subiectul cu Hatice. Spunea că el și soția lui, pentru că momentan este soția lui și când va dori, vor dori de fapt amândoi să spună mai mult o vor face, dar nu vrea să vorbească pe acest subiect. Nu a confirmat, nici nu a infirmat faptul că s-au despărțit, pentru că am văzut într-adevăr că nu se mai urmăreau pe rețelele de socializare, în schimb pozele erau acolo, pe paginile amândurora.